La începuturi anul 1865, localul dispunea de o singură sară de clasă cu 21 de elevi, condusă de inimosul Constantin Andronescu, om harnic și sever. Este de aprecia calitatea și caracterul practic al învățământului din perioada interbelică, când pe lângă cele două școli primare funcționau ateliere școlare, de tâmplărie, rotărie, butnărie, având cinci teșghele de lucru și toate celelalte ustensile. De-a lungul timpului, lucrurile au progresat, astfel că începând cu anul școlar 2004-2005, grupul școlar Liteni ia denumirea de Iorgu Vârnav Liteanu, iar din anul 2012 denumirea școlii este de Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu. Sâmbătă 5 decembrie s-au inaugurat lucrările de reabilitare a Corpului A, ce adăpostește administrația liceului, laboratorul de informatică, biblioteca, precum și multe săli de clasă. Proiectul, în valoare de 1.419.000 de lei, a fost însumat din contribuția fondurilor Uniunii Europene, peste 900.000 de lei, dar și din aportul guvernamental și local din partea primăriei Liteni. La manifestare au participat dascăl pensionari ai liceului, precum și cadre didactice în activitate. Au mai fost prezenți pe lângă primarul orașului Tomiță Onisi, senatorul Ovindiu Donțu și fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Dan Cadaro.